Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Sunt Antonia Ștefănescu. Sunt mama cu normă întreagă și am un băiețel de aproape 4 anișori. O minune. Astăzi o să vă prepar... Știu că nu sună fine dining și poate nici nu o să arate ca un fine dining, dar este foarte gustoasă, garantez. Este o ciorbă de pui cu chimen, se numește ciorbă deasă de porumb. Îmi place să gătesc, mă relaxează, îmi place când văd ce iese, dar de fapt iubesc să mănânc. Știu că unii oameni trăiesc pentru... Depinde, fiecare, pentru ce trăiești. Măi, eu trăiesc să mănânc. Mâncarea mă face fericită. Sunt gurmandă și ca să ajung așa, după ce am născut și încă nu e ceea ce trebuie, mă chinui foarte mult pentru că îmi place foarte mult mâncarea. Adică nu mă chinui să fac sport, mă chinui să mă abțin să nu mănânc. Mâncarea adună pe toată lumea la masă. Chiar dacă nu sunt sărbători, chiar dacă e o zi oarecare, mâncarea adună oamenii la masă, adună familiile împreună, prietenii, mai când gătești și păcat să mănânci singur. Și plus de asta, când gătești, nu poți să faci, nu știu, o porție, două. Normal că nu faci mai multe și împarți. Aici am ocazia să învăț mai multe rețete, mai finuțe, că, na, ce știu eu. Eu știu mai mult mâncăruri tradiționale, știi, cum te învață mama, bunica. O iubesc pe mama atât de mult și, efectiv, ea este eroul meu. Nu, pentru mine nu există femeie mai puternică decât este ea. Aveam 9 ani de zile când mama ne-a anunțat că este nevoită să plece din țară la muncă în Italia, pentru că tatăl meu se îmbolnăvise de 3 ani, avea hepatita B și evident a fost din ce în ce mai greu să ne descurcăm doar cu salariul ei, adică analize, doctori. Eu mi-aduc aminte că mi-a spus trebuie să fiu puternică, să o ascult pe sora mea, pentru că va lipsi doar 9 luni de zile. Doar că aceste 9 luni de zile s-au transformat în 17 ani și încă nu a venit acasă. După nu foarte mult timp a plecat și sora mea la facultate la Timișoara și am rămas cu tata. Chiar a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea cu el, pentru că oricum era o relație foarte frumoasă, tată-fică, dar s-a dezvoltat și a devenit ceva... să reziste pentru tot restul vieții, știi? Erau seri destul de des când el gătea și venea așa țanțăș cu spatele drept, își punea pe braț un prosop alb și îmi spunea că în seara aceasta bucătarul a gătit, sunteți de acord, domnișoară? Oricum doar aia era, dar... și mă servea. Și, desigur, când văd emisiunea Șef la cuțite, parcă retrăiesc piesa aceea de teatru cu tata, știi? Prima dată, de una singură, fără ajutor, fără să fie nimeni acasă, am gătit când eram clasa 8-a, am gătit pentru tatăl meu, piept de pui la grătar cu piure de cartofi. Dat fiind că starea lui se înrăutățea, era tot mai des la spital, internat. Și într-o zi am venit de la școală și am zis că e timpul să fac și eu ceva. M-am gândit să îi pregătesc eu mâncare. Și am pregătit frumos, am pus în plăsuță, cum punea și el altă dată, și am străbătut tot orașul până la spital la el. Mi-aduc aminte și acum traseul și culoarele din spital și secția la care era el. Nu pot să spun cu câtă mândrie am pășit până am ajuns la el. Și m-am așteptat să mănânce și eram... așteptam doar să zică, e bună, zică. Și am mâncat tot, chiar am mâncat tot. A fost pentru prima dată când l-am răsplătit în felul meu, știi? Și, mă rog, după aceea s-a stins, nu pot să vorbesc. A fost pentru prima dată când mama a venit acasă fără să fie sărbătoare. Ironic că boala lui ne-a dus în sfârșit împreună, știi? Aveam 14 ani atunci. Și știi cum e perioada aia de după, când se adună toată lumea pentru un eveniment nefericit, durează câteva zile și apoi toată lumea se întoarce la viețile lor, știi? Evident că mama n-ar fi plecat, dar
avea două fete de crescut, datorii de plătit, sora mea o facultate și efectiv am rămas din nou singură, știi? A fost foarte greu, îngrozitor. Mă frustrează că trec anii și nu reușește să vin acasă și vreau să fac ceva să o duc acasă, știi? Sincer, șef, chiar sper să vă placă. Eu am gătit cu dragoste. Asta e cel mai important. Sper să apreciați. Doamne, ce emoții! Fii atent. Ia vezi, mă, ce mă încric e asta? Bă, pare supă de porumb. Da. Chiar e? Chiar e. Are și carne, ce e nevoie? Dar cine să-ți facă supă cremă de porumb? Îți dai seama că are 70 de tractoare, mii de ari, cum se cheamă, ia mă? O, da. Pământul la mult, așa, hectare. Bătături în palme. Bă, dar are tarhon? Nu, cum să aibă tarhon? Mă. Nu, are chimen, bă. Eu în România n-am gustat rețeta tradițională de supă de porumb. Nu avem. O ciorbă de porumb. Nu există. La noi porumbul mămăligă sau la porcii sau la găini. Exact. Ureală, da? Sau pe plajă. Oh, Doamne. Bă, e bulgar. Da, e posibil. E bulgar. Adică posibil să aibă o proveniență. E supă de cucuruz. Atâta vorbăraie. Eu zic să punem cuțitele acolo. Nu e, mă, gata, știu, e morar, mă, că uite, are de-aia moară veche și mai dă, uite, e mai zgrumțuros așa. Care, mă, de-aia așa, de-aia așa, că de-aia cu piatra, mă, de să învârte calul și măgar în jur. Așa, de-aia? E genul de fată crescută la țară. Hai să-l vedem. Morar, morar, morar. Hai să-l votăm. Așa ca gust e dulce, sărată și verde. Foarte sărată. E tăiată, așa are gust de supă de pui cu porumb și ceva chimen. Mie îmi place supa cremă de porumb pentru că e unul dintre preparatele mele preferate. Nu l-am gătit niciodată pe aici, dar e ceva ce mi-a adus aminte de perioada mea de bucătar de linie. Optimus Prime. Bună seara! Morărița în morar. Morărița, bă, bune? Glumesc. Și fuiorul. Da, bună seara. Fuiorul a rămas acasă. Vă ocupați de agricultură? Cum vă numiți? Mă numesc Antonia Ștefănescu, am 28 de ani. Mulțumesc. Locuiesc în București de 13 ani, dar sunt din Deva. Din Deva. Acolo am învățat să și gătesc, mă rog, să fur de la bunici. Dar nu am moșie, nu am ari, agrină. Întrebare, te cunosc de undeva? Te cunosc de undeva? Că ne-am mai întâlnit. Nu că știu, gata, cred că știu, o petrecere? Da, da. Gata. Iar ai două pile. Unde, mă, iar ai pile, iar ce a despilele? Fosta soție. Mă scuzați, colegului nostru Andrei. Ok, Andrei Ștefănescu. Cum a ieșit? Am spus că eu n-am venit să vă impresionez, am venit să vă hrănesc. A mai fost cineva cu aceeași intenție, să știți, și nu prea ieși. Și avea și ceva mai multă mâncare. Da. Noi asta cu ce vă ocupați? Ce faceți? Momentan, mamă cu normă întreagă, de 4 ani încoace, casnică. Casnică, foarte drăguță. Cum e viața de casnică? Să știți că e mai palpitantă decât pare. Dat fiind că n-am avut parte de familia mea atât cât aș fi meritat ca orice om, m-a făcut să-mi doresc enorm de mult să am eu familia mea și asta am și făcut. Mi-am dat seama din prima că este un bărbat cu care pot să fac asta. Și el și-a dorit asta. Inclusiv în, știi cum e la început, în discuțiile, la primele întâlniri, inclusiv întrebarea aceea, cum te vezi peste 5 ani? Și eu i-am spus că, clar, mă visesc, sunt sigură că o să am casa mea, familia mea și un coteț de găini. Asta mi-am dorit. Le-am făcut pe toate în afară de găini. Da. Adică, sincer, încă îi reproșesc că nu mi-a făcut cotețul de găini în curte. Dar am reușit. Chiar dacă am divorțat de Andrei, viața merge înainte. Andrei este prietenul nostru. Pe tine te vedem prima oară. În ce relație ați rămas? Cum? Foarte bun. Poate sună a clișeu, dar
foarte bune. Adică da, în continuare ne vizitează, adică aproape zilnic. Wow, ce mișto. Da, își petrece timpul cu Aian. Încă îi servesc mâncarea la masă. Serios? Da, dar partea asta nu s-a schimbat. Facem, dacă spun eforturi, sună urât. Nu sunt eforturi să-i creăm un mediu fericit lui Aian în continuare. Da, cred că un mediu normal. Da. Felicitări pentru asta. Felicitări. Mulțumesc. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.